procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Jibou au dispus trimiterea în judecată a 3 inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Inculpații au spart un geam cu topoarele și astfel au intrat în locuință. Unul dintre inculpați a împins-o pe persoana vătămată, apoi au adresat amenințări cu moartea și au sustras bani și bunuri în valoare de aproximativ 2000 de lei. În fapt, s-a reținut că în noaptea de 6 spre 7 decembrie 2015, inculpații Fărcaș Lorel Alin, Lingurar Ovidiu și Lingurar Sirian Constantin au pătruns prin escaladarea gardului în curtea locuinței persoanei vătămate, Pușcaș Aurica, din localitatea Poarta Sălajului, comuna Românaș, despre care știau că este în vârstă și locuiește singură, având locuința mai izolată de celelalte locuințe din sat. Inculpații au încercat să pătrundă în locuință prin forțarea ușii de acces cu mâinile și picioarele, apoi cu topoarele, dar nu au reușit. Cu topoarele au spart un geam și astfel au intrat în locuință. Inculpatul Fărcaș Lorel Alina a împins-o pe persoana vătămată, apoi i-au adresat amenințări cu moartea și au sustras bani și bunuri în valoare de aproximativ 2000 de lei. Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare judecătoriei Jibou. Precizăm că punerea în mișcare acțiunii penale și sesizarea instanței este etapa procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, susțin procurorii sălăjeni în același comunicat de presă.